Bun găsit la Biu Info. Sunt Sabina Iosub. Parlamentul European lucrează săptămâna aceasta în comisiile de specialitate. Chiar luni, Comisia de afaceri Europene, împreună cu Delegația pentru Relațiile cu Adunarea Parlamentară NATO, au avut un schimb de opinii cu Secretarul General al NATO, Jens Stoltenberg. Comisia de Sănătate a organizat o dezbatere importantă pe tema variantelor de COVID și a eficacității vaccinurilor în cazul acestor variante. Explicația au adus reprezentanții Agenției Europene a Medicamentelor, ai Centrului European pentru Prevenirea și Combaterea Bolilor, precum și cei ai Organizației Mondiale a Sănătății. Comisia de Libertăți și Justiție a abordat alături de Comisarul pe Justiție, Didier Reinders, situația statului de drept din Polonia. Parlamentul European a organizat prin departamentul de presă, un seminar pe tema dezinformării. Europarlamentari de top, dar și experți au discutat despre felul în care dezinformarea ar putea submina încrederea în democrație. Săptămâna viitoare, Parlamentul European se va reuni într-o mini-plenară. Detalii vă aduc miercurea viitoare la BU Info.